Toată lumea, astăzi suntem în 16-17, fix 8 luni și o zi de când am avut primul lockdown. Așa că luna viitoare zic că ar trebui să vadă rezultatele la 9 luni, se vede ce a făcut lumea în prima perioadă de izolare sau se văd altfel de rezultate. Unii s-au mai și certat. Dacă avem soluții sau care sunt ele, o să aflăm chiar acum de la Adina, care este împreună cu specialistul. Specialistul înseamnă un psiholog în acest caz. Aflăm cam cum trebuie să gestionăm relația asta, dacă stăm prea mult timp în casă cu persoana iubită, ce să nu facem, ce să facem, cum să nu o enervăm, ca să avem o ședere mai liniștită. Bună dimineața, Adina! Bună dimineața, iată vă spun astăzi de pe fotoliul psihologului, însă dacă vorbim de relația de cuplu, poate ar trebui să mai adaug unul. Sunt în cabinetul doamnei dr. Mihaela Sahleana Petroi și vorbim despre obiceiurile nocive care par să erodeze relația, mai ales acum în pandemie, când deși avem impresia că petrecem mai mult timp împreună, acesta nu este unul de calitate. Neața! Bună dimineața! Într-adevăr, sunt foarte multe obiceiuri nocive, dar sunt foarte multe pentru că le dăm voie, în primul rând, să fie atât de multe și există atâtea pentru că nu știm să intervenim sau considerăm că mai avem timp sau amânăm. De cele mai multe ori amânăm foarte multe lucruri bune din viața noastră. Al sufoca pe celălalt sau în opoziție cu al sufoca, a nu-l vedea pe celălalt, a nu fi empatic, a nu-l înțelege, a-l judeca excesiv, a fi extrem de nemulțumit, extrem de iritat, a nu avea răbdare cu celălalt, sunt o mulțime de obiceiuri extrem de toxice pe care, din păcate, foarte multe cupluri le au. Și sunt și cupluri, în schimb, trebuie să și premiem aici niște cupluri care știu de la primele probleme să se adreseze unui psihoterapeut și să nu lase relația să fie de nu știu câte ori resuscitată sau chiar să moară. Sunt și cupluri care în această perioadă sunt copleșite de probleme, pentru că pandemia a adus foarte multe probleme, suntem mai concentrați pe ceea ce se întâmplă cu sănătatea noastră, dar suntem și absorbiți de problemele financiare sau poate cu copiii, cine stă acasă, cine face școala online. Da, aici ar trebui să nu fim ipocriți, pentru că foarte multe cupluri care cunosc acum cutremure existențiale sunt de fapt acele cupluri care manifestau o anumită fragilitate relațională anterior momentului pandemiei. Pandemia, într-un fel, a catalizat sau a grăbit niște reacții care oricum ar fi apărut. Sunt cupluri în care partenerii nu au investit unul în celălalt. Este foarte interesant cum anume investești în celălalt. Investești timp, investești sentimente, investești orice, dar în momentul în care investești în celălalt, investești în relație, deci investești și în tine. A fi împreună cu celălalt și a încerca în călătoria vieții, ca să spun așa, să-l vezi cu alți ochi. Nu ai nevoie să vezi pe altcineva, doar să-l vezi pe cel de lângă tine și cu alți ochi, ar fi o sugestie interesantă. Sunt foarte multe persoane care refuză să mai lupte și este păcat. Multe cupluri, din păcate, ajung foarte târziu în psihoterapie. Nu vreau să ne dreptățesc cuplurile educate, mă refer educate relațional, educate din toate punctele de vedere, care știu de la primele fisuri să pună întrebări, să își doresc să fie împreună, găsesc motivația, găsesc impulsul necesar. Nu uită partea ludică, care este foarte interesantă în cuplu. Cuplul are nevoie de intimitate, are nevoie de cunoaștere profundă, are nevoie de timp, are nevoie de toate resursele. Totul este să fii acolo prezent, conectat la partener și dornic să mergi mai departe. Mulțumim tare mult, iată că deși suntem în pandemie și avem mai mult timp la dispoziție, nu-l avem pentru celălalt. Pandemia nu înseamnă că te vitregește de energie. Dacă ai energie, ai dorință, vrei să fii alături de celălalt, resurse există. Mulțumim tare mult pentru această informație, așadar să fim alături de celălalt, să-l vedem cu alți ochi, să ne jucăm cu el și să-l iubim mai mult și mai ales să fim răbdători, dragilor, pentru că iată timp avem cât cuprinde. Acestea au fost informațiile de aici din cabinet. Mulțumim, Adina.